Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Janina și astăzi o să vorbim despre un argument foarte interesant. Am să vă spun câteva secrete despre cum să slăbești fără dietă. Cred că am un păr în gură. Da, băi nene, să poate să slăbești fără să fii la dietă. Trebuie să schimbi mentalitatea. Să uiți tot ceea ce ai învățat până acum. De la măta, de la tact, de la social media, de la Facebook, de la Google. Șterge tot. Ia o gumă și șterge tot. Pentru că eu astăzi o să spun trei lucruri care o să te ajute să slăbești fără să ții o dietă precisă. Chestia asta se referă la persoanele care nu au foarte multe kilograme de pierdut, persoanele care pot să nu se adreseze unui medic pentru a pierde 2, 3, 4 kilograme. Pentru persoanele care au de pierdut mai multe kilograme, percursul trebuie să fie mai concentrat și anume trebuie urmărite de profesioniști. Deci, chiar dacă nu aveți posibilitatea să vă duceți la un medic, încercați și faceți chestiile astea care o să vă spun eu astăzi. Nu sunt secrete. Nu am descoperit America sau apa caldă eu. Sunt trei chestii care toți știu. Sunt trei chestii care, dacă le pui în practică, eu fac pariu cu tine că într-o săptămână slăbești 2 kg. Poate și mai mult. Și hai să începem. Hai să vă spun marele secret al lui Nostradamus. Nu al lui Nostradamus, al lui Janina. Să vă spun alea trei secrete. Trei sunt. Trei. În primul rând, numărul 1. Se poate. Se poate să slăbești fără să ții o dietă anume. Se poate să pierzi 2 kg într-o săptămână dacă faci ceea ce spun eu acum. Zici că vând un produs. Nu vând nimic, dar vreau să vă deschid mințile. Să vă intre în căpușorul ăla că e posibil să faci o schimbare în viața ta dacă vrei neapărat, dacă te iubești, dacă ții la sănătatea ta. Și anume, primul lucru, aruncă-ră. E un nou verb. În fin, verbul aruncă-ră. În primul rând, aruncați zahărul alb. Nu este bun, este prea rafinat și consumat zilnic, mai ales în cantități industriale, așa cum facem noi, ne dăunează sănătății. Se așează acolo împreună cu grăsimea pe arteriile noastre și ne ia corazonul și cădem pe jos și facem infarct la 40 de ani, la 35 de ani. Ne vine diabetul, ne vine de toate alea. El singur e responsabil de toate răutățile astea, de toate bolile astea pe pământul ăsta, zahărul, pentru că nu vorbim numai de zahărul ăla care îl punem noi în cafea cu lingurița. Zahărul, dacă voi luați orice confecție de orice produs, conține zahăr. Zahărul se găsește peste tot. Și băi nene, nu mai e zahărul ăla care era cu 100 de ani, făcut în sfeclă. E zahăr de la rafinat, care e sintetic, care aduce numai nenorocire, care un studiu a descoperit că este, pe lângă alte chestii, este și cauza zvilupării cancerului. Aruncați zahărul alb, nu-l mai dați la copilașii voștri, ei mici nu au nevoie de zahărul. Zahărul se găsește și în fructe, în loc să-i dați ceva care conține zahăr, dați un măr în mână, o prună, un strugure. Lăsați-l să se măzgălească pe toată fața, n-are nimic, ca numai să mănânce singur și să aibă poftă de mâncărică aia, de fructul ăla. Nu avem nevoie de zahărul alb, aruncați. Dacă voi faceți o probă, că nu muriți. O săptămână, renunțați la zahărul complet. Nu-l mai puneți și nu-l mai mâncați în niciun fel de mâncare. Vă uitați pe produse, pe confecția lor să nu conțină zahăr și
Eu fac pariu cu voi că într-o săptămână slăbiți cel puțin 2 kg. Asta e demonstrat jet by jet, adică nu am nevoie să spun, a, nu, tanti, că nu e așa. Este așa, adică o spun eu. Și tu dacă încerci, să-mi spui pe urmă, dacă ți-a dat rezultate sau nu. Al doilea lucru foarte important, băi nene, hai să-ți mai spun una. Apa, mă, dacă bei apă, slăbești. Da. Nu știai? Uite, acum ți-o spun eu. Renunță la zahărul alb și bagă apă în tine, 2-3 litri pe zi. Dacă faci sport chiar și 4, nu are nimic, că celulele noastre nu o să se transforme, nu o să se inunde de apă. Tu bea apă multă, 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 încearcă, o săptămână, fă asta ce spun eu. Nu te pun să ții dietă, să cântărești mâncarea, să numeri calorii, nu. Mănânci exact ca înainte, dar nu mai mănânci zahăr alb. Cauți ca produsele să nu le conțină și bea apă, peste 2 litri de apă pe zi. Peste 2 litri de apă. Bea, bea, chiar dacă nu ți-e sete, tu ia sticla și pune la gură. Și bea într-una, bea într-una, să vezi tu rezultate. Într-o săptămână ai pierdut cel puțin 2 kg. Și vedeți că eu nu am nimic de câștigat de la acest video. Pentru că, din contră, aș avea de pierdut. Persoanele nu s-ar mai adresa Janine, dietei Janina, deci nu m-ar mai plăti pe mine. Zice, a, păi ne-ai spus secretul cum se slăbește. Da, eu vreau să vă spun secretul ăsta. Pentru că pentru persoanele care au puține kilograme de pierdut, este lucrul cel mai frumos care poți să ți-l dăruiești pentru sănătatea ta. Și nu numai. Ceilalți care au foarte multe kilograme, din păcate trebuie, din păcate, da, o spun din păcate, pentru că trebuie să-i dai bani lui omul ăla care să ține de curul tău, ca să te ajute să slăbești. Și al treilea lucru foarte important, care astea trei chestii nu pot exista una fără alta, sunt un lanț, sunt toate așa, una fără alta nu se poate. Al treilea lucru este să mergi pe jos, adică ce înseamnă să iei scările, să ai la etajul 3, la 4, la 2, la 1, la 5, nu ai la băi nene lift. Nu mai lua liftul, tu încearcă o săptămână să faci ce ți-am spus eu, ce te costă, nu poate să te coste decât un pic de mișcare în plus și ai câștigat niște sănătate și niște binestări a sufletului, pentru că oxigenul începe să circule prin corpul tău, să duce pe acolo pe unde ai grăsimile alea și intră și își face loc și spune, băi grașilor, a venit oxigenul, fratele vostru, dați-vă la o parte, că acum comand eu. Asta se întâmplă în corpul vostru, oxigenul începe să se miște, să-și facă loc pe acolo pe unde s-a făcut grăsimile alea și celulitele alea nesuferite. De-aia e bine să bei apă care are oxigen, să faci mișcare pentru că sângele circulă și oxigenul are mai mult loc printre celulele ale de grăsim nesuferit. Trei lucruri vă cer să faceți. Hai să facem un pariu cu voi. Voi, o săptămână, ori și cine are plăcere, cine vrea, cine are timp. De fapt, timpul este mereu, scuz. În fin. Despre scuze o să vorbim în alt video. Secretul meu, al meu personal, este ăla, elimină zahărul alb, bea foarte multă apă și fă mișcare. Trei lucruri cer să faci. Nu te-am pus să vii în dieta Janina, să plătești sau să te duci la nutriționist. Sunt trei lucruri care ar trebui să facă orice fel de om pe pământul ăsta, chiar dacă nu trebuie să slăbească, pentru sănătatea lui. Nu pentru aspect, nu pentru kilograme pierdute, nu pentru asta. Trebuie să le faci pentru că te iubești și noi trebuie să ne iubim. Schimbați mentalitatea, schimbați uleiul ăla de mâncare, prăjelile, astea nu vă fac bine, nu vă fac să fiți oameni sănătoși. Nimeni nu spune că să nu mai mănânci cartofi prăjiți, dar mănâncă nene o dată pe săptămână. Eu știu, o prăjitură, mănâncă, că nu-ți spune nimeni să n-o mănânci, dar nu în fiecare zi. Alea nu-ți aduce nicio binestare fizicului tău, corpului tău. Învățați să vă iubiți, învățați să
să faceți niște mici lucruri pentru voi, nu pentru ceilalți, nu pentru societate, nu pentru că iubitul mi-a spus că sunt prea grasă sau prietena mea mi-a spus că sunt prea slabă sau aia. Faceți ceea ce vrea sufletelul vostru să facă. Gândiți-vă voi singuri, iubiți-vă în primul rând. Gândiți-vă, măi nene, mie chestia asta îmi face bine sau îmi face rău? Îmi face bine acum, dar mâine nu-mi face bine. Deci ce înseamnă? Mai bine nu o mănânc sau eu știu, mai bine nu o fac. Hai să fac altceva care poate să-mi aducă și binestare. Hai să mă duc să la alergat sau la mers repede. Când ieșiți la mers repede, să vedeți câți prieteni vă faceți. Găsiți alți oameni deștepți ca voi care ieși la mers și vă împrieteniți. Așa, asta este socializare. Luați scările, poate vă întâlniți cu vecinul de la etajul 3 pe care nu l-ați văzut niciodată și faceți o prietenie. Sau, eu știu, orice fel de activitate care vă poate scoate din monotonie, din ceea ce făceați până atunci. Viața nu este dormit, mâncat, dus la muncă și gata. Viața este un curcubeu de lucruri de făcut frumoase, care poate să schimbe viața, care poate să te ducă în situații care nu te-ai fi gândit niciodată și care poate să-ți dea emoții diferite. Schimbați mentalitatea, schimbați felul de a fi, educația voastră personală înseamnă să vă iubiți, înseamnă să nu mâncați într-una, nu mai prostii, nu mai grăsim, nu mai... Încercați să faceți în așa fel, eu știu, 3-4 zile pe săptămână să fiți corecți la mâncare, 2-3 zile să vă destrăbălați o dată, de două ori pe zi, dar învățați să aveți un echilibru în viața voastră, pentru că numai așa puteți să ajungeți la o binestare fizică, să fiți mai siguri de voi, nimeni nu spune să slăbiți, să fiți schilos. Să fiți bine în pielea voastră, dar să fiți și sănătos. O femeie sau un bărbat este frumos și dacă nu este la standardurile de frumusețe sau la standardurile pe care doctorii îi spun că trebuie să fii înalt atât și trebuie să ai atâtea kilograme. Nu, aia nu este o frumusețe. Alea sunt niște standarduri medice care nu are nicio legătură cu ceea ce suntem noi, pentru că noi suntem și mai mărunți și mai înalți și nu putem să fim niște standarduri. De aia e frumos pământul ăsta, pentru că suntem persoane diferite și lumea e frumoasă pentru că suntem diferiți. De aia vă spun, schimbați mentalitatea, nu vă mai omorâți să căutați dieta minune. Nu există dieta minune. Dieta minune vă ajută o săptămână, două și după aia o luați razna. O luați razna. Pentru că vă găsește bărbatul sau soția băgați în dulapul cu dulciuri, mâncând de toate alea acolo. Pentru că psihologic nu suntem în stare să ne limităm numai la anumite alimente. Ieșiți din mentalitatea a trecutului, pentru că părinții noștri, pe timpuri, acum 30-40 de ani, aveau mâncarea sănătoasă, acum mâncarea nu mai este sănătoasă. Și tot ceea ce mâncăm noi astăzi duce la boli, duce la cancer, duce la hipertensiune, la diabet, la foarte multe boli care nu cred că le dorim în viața noastră. Deci, se poate slăbi și fără să stai la dietă, schimbând mentalitatea. Renunță la zahărul alb, bea multă apă și fă un pic de gimnastică. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like. Și urmăriți-mă pe Instagram, Janina Italian Style. Cine vrea să fie urmărit în dieta Janina, găsiți informații în info box. Ne vedem la următorul video. Ciao!